Vă rog să deschideți cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Ioan, capitolul 17, și vom citi din cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 20. Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 20. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca tot să fie una, cum Tu, Tată, ești în mine și eu în Tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și Tu în mine. Pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat Tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu m-ai iubit înainte de întemerea lumii. Neprihănitule, Tată, lumea nu Te-a cunoscut, dar eu Te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că Tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele Tău și li-l voi mai face cunoscut, pentru că dragostea cu care m-ai iubit Tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Amin. Amin. Luați loc. Ne bucurăm să ne revedem și în anul acesta, 2024, și vă doresc binecuvântarea Domnului și un an plin de roade duhovnicești. Că celelalte sunt promise. Spune, toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dar am vrea ca noi să avem mai multe roade duhovnicești în anul acesta decât anul care a trecut. Câți de dumneavoastră citiți Biblia Roșie? Ce zice Biblia Roșie? Sunt doar cuvintele cu roșu scrise în Biblie, toate cuvintele Domnului Iisus. Faceți odată un experiment și începeți să deschideți Evangheliile și începeți să citiți doar cuvintele Domnului Iisus, fără alte introduceri, doar cuvintele Domnului Iisus. Veți fi surprins să vedeți contextul despre care vorbește Domnul Iisus, dar și felul în care se adresează Domnul Iisus. Mai mult decât atât, prietenii cu care se înconjoară Domnul Iisus, și am realizat că trebuie să-mi caut alți prieteni, și anume vameși, păcătoși, pleava societății. Cam ăștia erau prietenii Domnului Iisus. Noi vrem să căutăm prieteni care să fie foarte, foarte asemenea cu noi. Și căutăm oameni deosebit de sfinți, să căutăm oameni pe care să iubim foarte ușor. Nu? Că ăștia care sunt mai greu de iubit, e mai dificil să comunici cu ei, nu? Dar cum altfel să descoperă și să dezvoltă în tine una dintre roadele sau prima roadă Duhului Sfânt? Dragostea. Dacă nu pune Dumnezeu lângă tine persoane greu de iubit. Că dacă vă iubiți unii pe alții, ce lucru neobișnuit faceți, nu? Ioan capitolul 17, dragii mei, sus are un subtitlu, rugăciunea Domnului Iisus. Mă gândeam la multe țări și multe contexte în care oamenii nu pot să aibă toată Biblia cu ei. Și cunosc persoane care trebuiau să meargă la o întâlnire și trebuiau să rupă o pagină din Biblie, că dacă vine securitatea să le fure, să le confiște doar acea foaie și nu întreaga Biblie sau tot Noul Testament. Dar gândindu-mă la acest aspect, mă gândeam, Doamne,
dacă am fi avut doar Ioan 17, doar acest capitol, nouă ca și creștini ar fi fost destul. Pentru că unul dintre aspectele, dragii mei, cu care vreau să încep este acesta, că pe când eu eram încă păcătos, și mai mult, pe când eu nici măcar nu eram născut, Hristos s-a rugat pentru mine. Hristos s-a rugat pentru mine. El încă nu mergea la cruce. El nu mersese la cruce. Și spune, mă rog, pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Și, dragii mei, astăzi suntem aici. Datorită rugăciunii Domnului Iisus și datorită Evangheliei pe care aceia care erau acolo în prezența Domnului Iisus, ucenicii, au dus Evanghelia mai departe. Lucru care pe mine mă responsabilizează. Pentru că dacă eu și cred că și dumneavoastră, dacă ne-ați fi avut alți oameni în spate de unde s-a auzit Evanghelia, astăzi nu eram aici. Și înseamnă că pe mine mă responsabilizează ce fac eu. De judecat putem să judecăm toți generația care vine. Și suntem buni la asta. Foarte buni. A, vai și amar de generația care vine. Vai și amar. Și putem să tot aruncăm în ei. Dar întrebarea este, ce fac eu să schimb acea generație? Cu ce mă implic eu în viața acestor adolescenți, preadolescenți, copii? Ce fac eu? Ca prin cuvântul meu să determin ca viața lor să se schimbe. La aceasta am fost chemați, dragii mei. Este foarte frumos, suntem mântuiți, avem cerul ca moștenire, ca răsplată, dar ce face mai departe? A fost un împărat care a avut o idee și o zice, știi ce? Mie să meargă bine, după mine nu mă interesează ce vine. Asta a fost atitudinea unui mare împărat din Sfânta Scriptură. Dar aș vrea să nu avem ideea aceasta. Și așa cum Iisus s-a rugat pentru noi și noi am auzit Evanghelia din gura altora, la rândul nostru noi să ducem Evanghelia mai departe. Dar, dragii mei, n-avem cum să facem asta până când nu se întâmplă ceva. Mă rog ca tot să fie una. Și aici o schimbat deja. Nu mi-era vorba despre aceștia, nu mai este vorba de aceia, și este vorba de noi, de toți, în unitate. Mă rog ca tot să fie una și începe o comparație. Ce fel de unitate ar trebui să avem noi? Ce fel de unitate ar trebui să existe între noi? Și nu vorbim ca biserică locală, ci vorbim între toți creștinii care au primit sângele lui Iisus Hristos peste viața lor. Egal cum se numesc. Că creștinii evanghelie, că-s baptiști, că-s pentecostali, n-aș vrea să mă duc mai departe, să nu creăm polemică, dar sunt și alții care nu sunt în staul acesta, dar care sunt născuți din nou. Și cuvântul Domnului spune, vreau, Doamne, ca ei să fie una, cum Tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Ei să fie una în noi. E prima oară, dragii mei, în Noul Testament, unde se vede acest pronume, referindu-se la unitatea dintre Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul Iisus Hristos. Și Apostolul Pavel reia această idee și o dezvoltă în cartea asta din Coloseni. Și spune că viața voastră este ascunsă cum? Cu Hristos în Dumnezeu. Și atunci, unitatea pe care noi toți să trebuie să o avem, indiferent de unde vii, la ce biserică mergi, dacă îl cunoști pe Domnul Iisus și ești născut din nou, trebuie să fim în unitate. Pentru că nu putem să-i aducem pe alții la Hristos câte vreme între noi nu există unitate.
Câtă vreme unitatea dintre noi nu se vede. Știți că unitatea se vede? Știți că unitatea se vede? Vorbește iarăși evanghelistul Ioan, în 1 Ioan, despre dragostea care s-a arătat mai întâi. Și spune că nu stă în faptul că noi le-am iubit pe El, ci că El ne-a iubit pe noi. Și pentru că El ne-a iubit pe noi și noi iubindu-ne unii pe alții, cei din afară vor vedea că noi suntem copiii Lui. Noi suntem copiii Lui. Pentru că nu există, dragii mei, altă dragoste care să aducă această unitate sfântă și să se vadă în afară, să se reflecte în afară această dragoste. Ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. În acest moment nu este vorba de nici evanghelizare. Nimeni nu a predicat nimic. Pur și simplu, unitatea determină pe cei din afară să spună ceva este în oamenii ăștia. Cât de diferiți sunt ei, dar ceva i-a determinat să vină împreună. Îmi place foarte mult de Apostolul Petru care spune că voi sunteți pietre vii. Eu am trăit în pădure, să știți, mulți ani. La munte, pâriașe, am lucrat cu pietre foarte mult. Ați văzut vreo două pietre să fie la fel? Ați văzut ca esența la două pietre să fie aceeași? Și atunci cuvântul Domnului spune că aici, în acest trup minunat al lui Hristos, fiecare ne găsim locul. Indiferent ce formă ai, indiferent ce esență ai, că nu suntem toți la fel și ce bine. Și ce bine. Dar în acest trup, dragii mei, mai sunt și alții mai colțuroși. Și pe ei trebuie să iubim. Sunt unii care sunt mai încăpățânați, sunt unii care se lasă foarte greu modelași atunci când e atins să sparg, ci se supără, se deranjează. Dar de fapt Hristos a trebuit să spargă în noi multe alte lucruri ca noi să devenim ceea ce suntem astăzi și încă n-a terminat lucrarea. Încă sunt o operă de artă în devenire. Rembrandt, Michelangelo au fost copii mici pe lângă ce o să facă Domnul Iisus din mine. Și din fiecare dintre voi, de altfel. Dragii mei, versetul 22, cuvântul Domnului spune, eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o Tu. Citeam și citeam acest pagin și Domnul zice, cum e posibil așa ceva? Eu să primesc din slava pe care Tu ai primit-o de la Dumnezeu și cuvântul spune, El a părăsit slava cerească și El spune, eu le-am dat slava pe care Tu, tăticule, mi-ai dat-o mie. Și am zis, eu cu ce merg în lumea aceasta? Și cuvântul Domnului spune, și noi pășim din slavă în slavă. O a doua responsabilizare. Că pe unde merg eu, dincolo că eu reprezint cerul, dincolo că reprezint biserica locală, eu reprezint slava lui Dumnezeu. Și intru într-un loc, într-o încăpere, nu trebuie să spun absolut nimic, dar deja tot ce se întâmplă acolo trebuie să intre în mișcare. Și de ce? Că a intrat slava lui Hristos. Oamenii trebuie să simtă de la noi, am intrat acolo. Și ceva, oamenii din jur să vadă ceva e deosebit la fata aceasta, la băiatul acesta, la bărbatul acesta, la femeia aceasta, ceva este. Chiar dacă nu se exprimă, dragii mei. Dar trebuie să se simtă. Pentru că noi suntem ființe spirituale, toți. Egal cât noi credem sau nu. Și atunci, în tot ceea ce înseamnă această lume a spiritelor, a duhurilor, noi putem să influențăm. Pentru că avem slava lui Hristos, ne-a dat-o nouă. Și le-am dat slava pe care Tu mi-ai dat-o mie.
slavă mai pot să o interpretez și ca har, ca putere, ca autoritate. Ce sinonime doriți dumneavoastră să atașați acolo? Dar toate acestea au legătură cu Hristos însuși. Și atunci când eu merg în lumea aceasta și pe unde pășesc eu, eu pășesc în slava pe care mi-a dat-o Hristos. Responsabilitatea aceasta atârnă pe umerii fiecăruia dintre noi. Și astăzi toți cei care ați luat din pahar, ați luat din pâine, aveți această responsabilitate și răspundere în același timp. Eu în ei și tu în mine. Pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eram la o întâlnire cu niște frați și unul dintre ei mă întreabă: frate păstor, cum poți să explici Trinitatea? Să-mi spui și mie să înțeleg Trinitatea aceasta. Cum sunt cei, una, doi, sunt într-una, sunt doi, sunt trei, ce se întâmplă acolo așa? Și înainte să se explic eu Trinitatea, îți spun un citat a unui om foarte renumit, Martin Luther, care este așa: încearcă să demonstrezi Trinitatea și îți vei pierde mintea. Încearcă să negi Trinitatea și îți vei pierde sufletul. Asta e Trinitatea. Asta e răspunsul la întrebare. N-am cum. Explică-mi cum există trihotomia umană, trup, suflet și duh. Cum există asta? Poți să le atingi, poți să spui unde este sufletul, unde este duhul, trupul, vedem. Discutăm despre dureri, discutăm despre răni, unde sunt acestea? Unde și-au sediu? Poți să vezi durerea, poți să simți durerea, durerea celuilalt. Încep să am o vagă idee, dar unde are lăcașul? Este străin. Încearcă unii să găsească tot felul de surse și locații, că e în amigdală, că este în creierul mic, că este în partea... Nu există așa ceva, pentru că nu pot să găsesc locația aceasta. Cum a murit Dumnezeu pe cruce? N-a murit Dumnezeu pe cruce. N-a murit Dumnezeu pe cruce. Umanitatea și dumnezeirea lui Iisus Hristos, El a putut să aibă asta. Cum? Pentru că este Dumnezeu. El este Dumnezeu. El a putut să facă lucrul acesta. El a zis: a venit în chip de om și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Dar așa cum El nu a devenit Dumnezeu chiar dacă s-a născut, El nu a devenit Dumnezeu la o vârstă matură, El era Dumnezeu. Iată, astăzi s-a născut în cetatea lui David un prunc și atât, nu? Nu. Un mântuitor care este Hristos Domnul. Deci asta a fost direct statutul lui, El a fost Dumnezeu. Acest Dumnezeu ne-a dat nouă această slavă, această autoritate, dragii mei. Pentru că ai să fie în chip de săvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit. Dragii mei, în tot ceea ce facem noi, în această unitate sfântă, noi nu facem altceva decât îl mărturisim pe El că El este Domn. Cum? Prin felul în care ne raționăm unii celorlalți. Felul în care vorbim unii cu ceilalți, felul în care noi ne comportăm unii cu ceilalți, felul în care noi vorbim unii despre ceilalți. Un lucru extraordinar de important. Bârfa, care distruge atât de mult. Și noi nu ne dăm seama că dacă vorbim despre unii care sunt la o altă biserică, zice că ok, nu ne afectează. Poate că nu ne afectează pe noi, dar afectează unitatea din trupul lui Hristos. Afectează cine suntem noi ca și tot unitar în trupul lui Hristos.
Când cineva suferă dintr-o altă biserică, atunci când este un faliment într-o altă biserică, dragii mei, suntem și noi acolo. Suntem și noi acolo. Indirect, suntem implicați în acel faliment. Pentru că spune, vreau ca toți aceștia, toți aceștia și toți care mă vor cunoaște pe mine prin cuvântul lor, sunt una. Și în trupul lui Hristos, dacă un mădular suferă, tot trupul suferă, dragii mei. Se întâmplă ceva la o biserică, cum se numește pe aici? Lumina, de exemplu. Se întâmplă ceva la Geneza. Se întâmplă ceva la Învierea. Trebuie să aibă rezonanță. Valul durerii trebuie să aibă rezonanță. Nu să mă bucur că s-a întâmplat ceva acolo, și o să fiu în floare. La noi nu s-a întâmplat, numai la ei. Dar vom moșteni cerul împreună cu ei. Vom sta lângă ei, vom cânta împreună cu ei. Și atunci va trebui să fiu foarte atent ce vorbesc despre ei, ca să nu distrug unitatea din trupul lui Hristos. Pentru că unitatea aceasta, dragii mei, de unitatea aceasta depinde lărgirea împărăției, grăbind venirea Domnului. Cum pot să fac eu lucrul acesta? Cum pot să lărgesc împărăția lui Dumnezeu? Cum pot să fac lucrul acesta? Iubindu-i pe cei care sunt frați cu noi în altă parte, egal de unde sunt ei, egal cum se închină ei, dar sunt al lui Iisus Hristos. Și pentru ei a murit Domnul Iisus. Trebuie să fim atât de atenți, dragii mei, cu fratele de lângă mine, pentru că n-am făcut nimic pentru el. Nu am făcut nimic pentru el. Hristos a murit pentru el. Și acelea sânge scump care s-a dat pentru el, s-a dat și pentru mine. Trebuie să fiu deosebit de atent cum să mă compor cu fratele, cu sora de lângă mine. Pentru că cineva a plătit un preț, pe mine nu m-a costat nimic. Trebuie să fiu deosebit de atent cum vorbesc despre cu el. Cum? Lumea să vadă că tu m-ai trimis, aceștia sunt ai mei și vor crede că eu am venit de la tine. Pe vremea Domnului Iisus, a crezut cineva că el a venit de la Tatăl? A crezut cineva că el este Mesia? A crezut cineva că el este Dumnezeu, Iisus Hristos? Nimeni n-a crezut asta. Nimeni n-a crezut asta. Momentul în care a rostit că este Fiul lui Dumnezeu, blasfemie și șorul mare, preoși, rupt hainele, pentru că n-a crezut. Cum este posibil așa ceva? Pentru că Dumnezeu trebuie să arate altfel. Urmează, dragii mei, versetul care spune, Tată, eu mă rog. Și vreau un lucru, ca acolo unde sunt eu, să fie împreună și, uitați-vă că o sune, aceea pe care mi-ai dat-o. E vorba și de noi aici. E vorba și de noi aici. Ca acolo unde sunt eu, să fie și ei împreună cu mine. Ce rugăciune! Și să-L văd pe Duhul Sfânt, care vine și El insistă și mijlocește. Ce mijlocește? La aceeași rugăciune. Doamne, vreau să-i pregătești pe omul ăsta ca să împlinească rugăciunea Fiului. Ca el și el și ea și ea și ei să moștenească cerul împreună cu noi. Să moștenească cerul împreună cu noi. Și acolo unde sunt eu, să fie și ei. Și sunt tot felul de teorii. Cum va fi răpirea? Unde va fi răpirea? Cum se va coborâ din cer Ierusalimul? Că vom sta pe aici pe pământ? O sumedenie de teorii. Dar pe unul
Pe mine mă interesează o singură teorie. Că știu că acolo unde este El, o să fiu și eu. Egal unde se va întâmpla lucrul acesta. Dar pentru asta, eu trebuie să mă lupt ca să-L reprezint pe El cu cinste. Pentru ca eu să fiu acolo împreună cu El, eu trebuie să mă lupt să rămân în această unitate sfântă cu frații mei. Pentru că spune, eu voi prezenta mireasa înaintea Tatălui. Cum? Cum o prezenta? Fără pată și fără zbârcitură? Sau nimic de felul acesta? Căci nimic întinat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci eu trebuie să fiu foarte atent cum mă compor cu cei de lângă mine. Și de-a lungul anilor, de atât de multe ori am negociat între două părți, între doi care se credeau foarte creștini, extraordinar de spirituali, conduși de nu știu cine, dar nu se puteau înțelege deloc. An și an și an la rând. Era râcă, era ură și se vedea valurile ăștia negative cum se răspândeau. Dar amândoi ziceau că o să moștenească cerul. Și se bazau și pe versetul care spune că în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Nu trebuie să fiu unul lângă celălalt neapărat. Nu se poate. Că nimic întinat nu va intra acolo. Fără pată, fără zbârcitură, spune cuvântul Domnului. Ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu. Fiindcă, și aici este iarăși dumnezeirea lui Iisus Hristos, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Tu m-ai iubit. Aia înseamnă că acest Dumnezeu, Iisus Hristos, a existat înainte de întemeierea lumii. Înainte de întemeierea lumii. El a fost acolo împreună cu tăticul lui când au zis, haidem să facem chip, să facem om după chipul și asemănarea noastră. A fost înainte de întemeierea lumii. Și dragii mei, nu avem un Dumnezeu care a început să capete experiență cât a venit pe pământul acesta. Nu avem un Dumnezeu mic. Nu avem un Dumnezeu neputincios. Avem un Dumnezeu care a creat tot ce este pe lângă noi. Pe noi. Pământul. Și avem un Dumnezeu care are puterea să ne ducă în împărăția Lui. Întotdeauna când citesc pasajul de la înălțare, și când îi văd pe acești bărbați galileeni care stau cu ochii în soare acolo și îl văd cum s-a ridicat, pur și simplu, Domnul Iisus s-a ridicat la cer și vin cei doi bărbați și au zis, așa cum îl vedeți că merge, tot așa va reveni. Ce promisiune! Mă uit la Ștefan, care vede pe cine la dreapta Tatălui. Iată că îl văd pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta lui Dumnezeu. Asta este acest Dumnezeu care, îi citim astăzi cuvinte acestea cu roșu. Să știi că aceste cuvinte pe care eu le rostesc astăzi și tu le citești acasă, nu sunt doar niște cuvinte scrise la anumită tipografie. Au fost rostite de însuși Dumnezeu Iisus Hristos. Că acolo unde sunt eu, să fie și ei, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Cuvântul Domnului spune că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit. Pentru cine? Pentru mine și pentru tine. Și să nu uiți un lucru. Același Hristos care a dat sângele Lui pentru mine și pentru tine, l-a dat pentru mult mai mulți.
Și fiecare persoană care a acceptat sângele lui Hristos peste viața ei are aceeași valoare în ochii lui Dumnezeu ca mine și ca tine. Și atunci trebuie să am foarte mare grijă cum mă comport cu cei de lângă mine. Cum îi vorbesc celui de lângă mine, pentru că Dumnezeu l-a iubit pe el și s-a jertfit pentru el. Iată, dragii mei, în anul acesta în care am intrat, 2024, Dumnezeu să ne schimbe un pic perspectiva și să-i vedem pe toți ceilalți care sunt copii al lui Dumnezeu, să-i vedem prin ochii lui Hristos. Să-i vedem așa cum îi vede Hristos. Să nu-i vedem că sunt un pic mai diferiți decât de noi. Și mi-a plăcut atitudinea Domnului Iisus când a venit ucenicii la el și a zis: vezi că mai sunt unii care botează dincolo. Vezi că ăia nu au acreditarea noastră. Nu mergem să-i oprim pe aia de acolo. Și ce a zis Domnul Iisus? Da, Doamne, mergeți să opriți, că toți trebuie să... Nu, a zis, lăsați. Fiecare se închină în felul în care el dorește. Fiecare consideră că așa se apropie de Iisus, e problema lui. Dar dacă îl cunoaște pe Iisus Hristos și este mântuit, suntem diferiți, dragii mei. Diferit nu este egal greșit. Diferit nu este egal greșit. Felul în care noi îl percepem Dumnezeu este diferit. Experiențele noastre cu Hristos sunt foarte diferite, pentru că Dumnezeu vorbește fiecăruia după inima noastră, după felul în care suntem noi creați. Temperamente diferite, educații diferite, familii diferite, contexte diferite în care noi creștem. Și Dumnezeu ne vorbește fiecăruia ca să-L înțelege, vorbește pe limba noastră. De fiecare dată când pleacă familiile din consiliere, la sfârșit este o rugăciune în care ne rugăm și stăm și așteptăm pe Domnul să ne vorbească. Și fiecare Dumnezeu vorbește diferit. Unul vorbește printr-o imagine, unul printr-un vers de cântare, unul printr-un vers dintr-o poezie, pe altcineva îl trimite direct într-o anumită stare, dar fiecare îi comunică Dumnezeu ceva exact. Eu te-am cunoscut și aceștia, și începe și schimbă registrul de la noi, că până acum vorbim despre noi, despre unitatea noastră. Și acum schimbă registrul și vorbește despre aceștia, despre ucenicii care erau acolo. Aceștia, spune, ei te-au cunoscut. Eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Citind versetul acesta mă gândeam, Doamne, păi în urmă cu câteva capitole, unul dintre ucenici a spus: Doamne, arată-ne-l pe Tatăl. Și a dat un răspuns acolo, Doamne, că a zis că păi sunt de atâta vreme cu voi și nu l-ați cunoscut. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Imaginea este sublimă. Imaginea este superbă. Când s-a rupt perdeaua dinăuntru templului, de sus în jos, care mi-a spus că inițiativa a fost a lui Dumnezeu, nici de cum a oamenilor. Când s-a rupt perdeaua de sus în jos, și-a zis: acum aveți intrare slobodă la mine, la Tatăl. De ce? Pentru că eu sunt ușa. Aveți intrare slobodă la Tatăl. În momentul în care nimeni nu poate să vină la Tatăl decât prin mine. Nimeni nu poate să vină la Tatăl decât prin mine. Singura cale către Hristos, către Tatăl, către cer, este doar crucea, dragii mei. Este singura cale. Nu există, să poți să-L cunoști și altfel pe Tatăl, poți să ajungi în cer și altfel. Nu e adevărat. Este cea mai mare minciună struntată, spusă de foarte mulți predicatori, din păcate, televangheliști, cum se numesc. Există o singură cale și El a spus: eu sunt calea, adevărul și viața.
Nici de cum, eu sunt calea adevărată. Nu există așa ceva. El este calea, El este adevărul și El este viața. Nimeni nu vine la Tatăl altfel decât doar prin Iisus Hristos. Neprihănitule Tată. Neprihănitule Tată. Și putem să discutăm, dragii mei, doar despre acest atribut al Tatălui. Începând lucrarea casolarului în Sebeș, în urmă cu vreo 16 ani, 18 ani, erau mulți copii acolo, cărora nu puteam să îl prezint pe acest neprihănit tată, pentru că imediat făceau legătura, făceau analogia cu tatăl abuziv de acasă, cu bătăile, cu abuzurile de acasă. Și cum totuși trebuia să-l prezint pe acest tată care este neprihănit. Este neprihănit. El n-a făcut rău niciodată. Și una dintre slujbele foarte grele care le văd în consilieri este aceasta. Să le fac pe oameni să disocieze imaginea unui tată abuziv, unui tată care a făcut lucruri grele în viața ei sau a lui, cu acest tată neprihănit, care niciodată nu ți-a făcut rău. Niciodată nu ți-a dorit răul. Orice lucru care l-a permis în viața ta, pentru că voia lui este bună, este desăvârșită, este sfântă, este perfectă. Mi-a luat mult timp ca să ajung la inima lor să spun: există un alt tătic. Există un alt tătic. Tăticul acesta este desăvârșit. Este neprihănit. Niciodată nu ți-a făcut rău. Niciodată nu-ți va cere să faci ceva rău. Este neprihănit. Nu există păcat, nu există greșeală. Nu există absolut nimic în el care să te facă pe tine să suferi. Nu există așa ceva. Și țineți minte, dragii mei, că se roagă Domnul Iisus și nu durează mult și va fi pironit pe cruce. Și stând acolo pe cruce se întreabă: Eli, Eli, lama sabachthani? Acum i-o zici neprihănitule tată și după aceea o zici: ah, pentru ce m-ai părăsit? Dar nu l-a părăsit. Nu l-a părăsit. Asta a fost paharul pe care trebuia să-l bea Hristos. Noi asta bem astăzi. Asta am folosit astăzi, sângele lui Iisus Hristos. Un pahar pe care noi nu puteam să-l bem. Noi nu puteam să murim pentru noi înșine, să fim izbăviți, nici de cum. De aceea a fost nevoie de sângele sfânt și scump al lui Iisus Hristos. De la știut de ce moare. A știut promisiunea Tatălui. Ca a treia zi vei învia. Pentru că El este, a fost, este și va fi Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, El a fost de la început. El îți cunoaște prezentul și îți cunoaște și viitorul. El nu are început, El nu are sfârșit. Asta e Dumnezeul nostru. Avem un Dumnezeu neprihănit. Care chiar dacă ar fi să treci prin valea umbrei morții, acest tătic neprihănit promite: eu sunt cu tine. Eu am permis valea aceasta umbrei morții ca să te desăvârșești tu și ca să mă vezi pe mine cine sunt eu. Ai vrea să închei, dragii mei? Eu le-am făcut cunoscut numele tău și le vom mai face cunoscut. Și îl voi mai face cunoscut. Eu am spus cine ești tu. Ei vor continua să meargă să spună mai departe cine ești tu. M-am gândit la foarte mulți dintre aceia, dintre ucenici, ce moarte cruntă au avut unii dintre ei. Cu ce moarte au trebuit să plătească să ajungă în împărăția lui Dumnezeu.
cu ce moarte au trebuit ca să pătimească ei ca să ajungă acolo. Și mă gândeam, Doamne Iisuse, nu știm ce va aduce 2024, nu știm ce prigoană vom avea, ce fel de prigoană va fi, Doamne, dă-ne putere ca să te facem pe tine de cunoscut că Tu ești Domnul, Tu ești Dumnezeu adevărat și merită. Citind în istoria anabaptiștilor, pe vremea lui Zwingli, cât de des erau înecați creștinii. Și era acolo în carte un eveniment în care mama era pe mal, copilul ei era în barcă și urma să fie înecat. Și mama nu-i spunea: dragul meu, las că te mai vii tu la biserică. Spune-le acum ce vor ei să audă, că vii tu și te pocăiești. N-a spus așa ceva. O zis: Peter, peste 5 minute te întâlnești cu Hristos. Peste 5 minute vei cunoaște mai mult decât știm noi astăzi. Nu te lăsa, că merită. Nu te lăsa, că merită. Este greu, dragii mei. N-a promis nimeni, El nu ne-a promis cer senin, spune o cântare. El nu ne-a promis cer senin. El nu ne-a promis flori, că wow, ce frumoasă va fi viața de creștin. Nu ne-a promis așa ceva. Ce ne-a promis lucruri dureroase, lucruri grele. Mi-a spus: lumea pe mine nu m-a primit. Lumea pe mine m-a respins. Vă credeți că pe voi o să vă iubească? Pentru că atâta vreme cât tu mă reprezinți pe mine cu cinste, câtă vreme reprezinți pe Hristos cu cinste, în lume veți avea necazuri. Dacă ești creștin de o perioadă destul de lungă de timp, 5, 6 ani, și nu ai necazuri, gândește-te bine de tot în cine crezi. Sau cât de autentic este relația ta cu Hristos. Cât de autentic este. Pentru că El a zis: în lume veți avea necazuri. În lume vor veni oameni la tine și vor pune la încercare cine ești tu. Vor veni ispite ca să începi să vorbești în stânga și în dreapta despre X sau despre Y. Doar să distrugă diavolul unitatea din trupul lui Hristos, din biserica lui Hristos. Le-am făcut cunoscut pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Ați auzit că s-a spus că împărăția lui Dumnezeu este aproape. După aceea s-a schimbat: împărăția lui Dumnezeu este aici. Împărăția lui Dumnezeu este în voi. Și acum Domnul Iisus face această afirmație: eu sunt în ei. Eu sunt în ei. Și mai înainte a spus: Tatăl este în mine. Dragii mei, în mine locuiește Trinitatea. Îl am aici pe Hristos cu mine. Cine vă va îndepărta de această dragoste? Cine vă va smulge? Nimeni. Nimeni. Doar eu voi decide să plec. Doar eu voi decide să plec. Doar eu voi decide să pășesc în afară. Doar eu voi decide să ies de sub protecție, de sub umbrela, ceea ce înseamnă Dumnezeu. Eu aleg, nimeni altcineva. O, l-am văzut pe fratele că s-a uitat nu știu cum la mine. O, l-ai văzut acolo că nu m-a băgat în seamă. O, ai văzut că mi-a întors spatele. Ce să mă mai duc acolo? Nu mai ce să caut la biserică. Nu te cheamă nimeni. Nu te cheamă nimeni. Toți greșim. Nu putem să ne purtăm cu mănuși. Știți cum, să ne scuzați că... Eu vin aici pentru că îl port pe Hristos. Eu vin aici că îl port pe Hristos cu mine. S-ar putea ca unul dintre frații mei în ziua aia să nu aibă o dimineață foarte bună.
cum le mai spun eu, să o dezic cu fața la cerceaf. Și eu trebuie să-l iubesc și pe el, și pe ea atunci. Nu imediat să fiu foarte sensibil și imediat atât de deranjat că nu s-o uitat așa cum aș fi, m-aș fi așteptat de o să uită la mine. Suntem oameni și greșim, dragii mei. Dar dincolo de asta, îl purtăm în noi cea mai mare bogăție a Universului. Duhul Sfânt, pe Iisus Hristos, este în noi. Vine aici să mă întâlnesc cu frații. Că l-am și acasă, l-am și pe stradă, l-am peste tot. Și să mă întâlnesc iarăși așa, cu prezența plenară. Dar, dragii mei, gândiți-vă la ucenici, la aceia care nici ei nu s-au înțeles. Citiți Faptele Apostolilor când între ei a fost un viu schimb de cuvinte. Și așa le spuneam și eu. Eu cu soția mea nu ne-am certat niciodată. Am avut doar părtășii intense. Să mai întâmplă părtășii intense și la casa Domnului. Să mai întâmplă părtășii intense. Dar n-ai voie niciodată să pleci. N-ai voie niciodată să pleci cu resentiment în inimă. N-ai voie niciodată să pleci cu resentiment în inimă. Pentru că asta face frumusețea. Suntem diferiți și ce bine că suntem diferiți. Dar ne unește Hristos. Ne unește Hristos. Și atunci pot să mă uit în ochii fratelui pastor Dan cu dragă. Egal ce mi-a făcut. Îl iubesc. Pe fratele Silviu. Pot să mă uit în ochii lui. Pot să spun, te iubesc în Hristos. Pentru că dacă El mi-a schimbat mie viața, dacă El a schimbat viața mea, El poate să o schimbe și pe a ta. Și acolo unde suntem fiecare, dragii mei, vă invit să vă ridicați și să vorbim un pic cu Domnul Iisus. E aici. Eu sunt în voi. Eu sunt în ei, spune Domnul. Eu sunt acolo în ei. Spune, Doamne, ești confortabil la tine acasă? Te simți stingher la tine acasă? Există un disconfort pe care eu l-am creat la tine acasă, ca și casa ta. Ai câștigat-o cu preț de sânge. Ești în disconfort, Doamne? Ce ar trebui să fac să-ți creez mai mult spațiu acolo? La ce ar trebui să renunț mai mult ca să fiu eu în unitate cu tine, cu Duhul, cu Tatăl și apoi să fiu în unitate cu frații de lângă mine? Ce ar trebui să fac, Doamne? Plecăm capetele și să așteptăm răspuns din partea Domnului. Să nu fie doar un simplu monolog. Să așteptăm un răspuns, Doamne Iisuse, ce ai Tu să-mi spui astăzi? Neprihănitule Tată, ne proșterem în aceste momente înaintea tronului Tău de har, de milă și de îndurare. Și vrem să-ți mulțumim frumos pentru ce ai făcut pentru noi oamenii. Mulțumim
Tată Ceresc, creda pe Fiul Tău să moară pentru noi, ca noi să avem viață. Mulțumim, Doamne Iisuse, pentru slava pe care Tu ne-ai dat-o atunci când am acceptat sângele Tău peste viața noastră. Mulțumim frumos! Mulțumim că pe oriunde vom merge, Tu ești cu noi. Și mulțumim, Doamne Iisuse, că ai trimis un mângâietor, Duhul Tău cel Sfânt, Dumnezeu, Duh Sfânt, că ai trimis să locuiască în noi, să ne conducă, să ne călăuzească, să ne ghideze în tot adevărul. Adevăr pe care Tu l-ai, un adevăr, Tu ești singurul Dumnezeu care susține acest adevăr suprem, nu noi oamenii. De aceea, în aceste momente, mă rog să ne binecuvintesc pe fiecare persoană care suntem aici prezenți. Doamne Iisuse, avem nevoie de Tine. Avem nevoie de Tine. Plecând din locul acesta, vrem să plecăm mai bogați cu Tine. Și, Doamne, vrem să lăsăm din noi. Vrem ca Tu să crești, noi să ne mișorăm, să ne facem mici, mici, mici de tot și Iisus să crești tot mai mult în viața noastră. Binecuvintează fiecare suflet care a pășit în locul acesta astăzi. Și, Doamne, fiecare de aici să plece cu Tine. Să Te aibă pe Tine ca Domn și Mântuitor. Slăvim, onorăm numele Tău de Tată, de Fiu, de Duh Sfânt, în veci de veci. Amin.